povestit, este vorba despre un bărbat născut în 1999. Acesta, așadar, avea asupra lui un cuțit. În momentul în care a fost depistat de polițiști, se afla în rândul protestatarilor. Vorbim despre protestul pe care îl vedem în desfășurare la Piața Victoriei. Avea un cuțit prins la curea și în rucsacul pe care îl avea în spate, avea de asemenea o secure. Este în aceste momente la secția 1 de poliție din capitală, acolo unde este audiat. Așadar, vorbim despre un bărbat în vârstă de aproximativ 22 de ani. Acesta se afla în rândul protestatarilor și este primul incident până acum de această natură, deși am văzut că totuși autoritățile s-au mobilizat. Peste 600 de jandarmi se află în aceste momente la fața locului, cu atât mai mult cu cât chiar și mai devreme voi dezbăteați acolo în platou despre faptul că erau două grupuri importante care s-au întâlnit. Vorbim despre grupul lui George Simion și grupul Dianei Șoșoacă. Și se așteptau de la bun început autoritățile, dat fiind că se știa despre acest protest, să existe disensiuni între cele două grupuri. Prin urmare, am văzut că nu au fost alte incidente, însă un bărbat de 22 de ani asupra lui a fost surprins cu o secure, repet, în rucsacul pe care îl avea la el și un cuțit la curea. Se fac audieri în aceste momente și vom vedea cum va fi sancționat la fața locului. În continuare se află forțele de ordine în număr foarte mare pentru că sunt mobilizate toate forțele acestea de ordine pentru a preîntâmpina orice eventual incident. Da, Gabi Mihai, mulțumim foarte mult pentru această intervenție.